În urma hotărârii de miercuri a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Hunedoara, prin care s-a decis evacuarea locatarilor din clădirile aflate în stare avansată de degradare din orașul Aninoasa, ieri autoritățile au început aplicarea primelor măsuri impuse de gestionarea unei stări potențial generatoare de situații de urgență. Potrivit datelor oficiale, cele 580 de persoane ar urma să fie mutate în containerele folosite la trierea persoanelor cu COVID. Vă reamintim că persoanele în cauză refuză evacuarea. Ieri au fost luate o serie de măsuri și decizii pentru a sprijini cele 580 de persoane din colonia Aninoasa, care locuiesc în 11 imobile vechi de aproape 100 de ani, degradate și mai multe din cauza cutremurelor din ultima perioadă. Printre acestea menționăm stabilirea numărului exact de persoane care urmează să fie evacuate, asigurarea transportului și amplasării a 18 construcții modulare aflate la spitalele din județul Hunedoara, informarea populației expusă la risc prin discuții directe și prin amplasarea de materiale tipărite despre pericolul la care se expun în cazul în care refuză părăsirea clădirii. Solicitarea adresată Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și probleme speciale, prin care se informează că este necesară alocarea a 80 de construcții modulare speciale, containere, care să suplimenteze numărul celor identificate în județul Hunedoara, iar cea de-a doua, prin care primele 18 containere sunt relocate primăriei Aninoasa. Continuarea acțiunilor de identificare de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență Hunedoara a unităților de cazare disponibile pentru găzduirea persoanelor evacuate. Potrivit primarului Nicolae Dunca, locatarii din colonie refuză evacuarea semnând declarații pe propria răspundere.